În ultimii ani, elevii liceului cu program sportiv Cetate Deva se pregătesc intens pentru competițiile naționale de caiac-canoe, unii dintre ei fiind și promovați la lotul național. Totodată la Deva se pregătesc și notători, elevi care deja au participat la numeroase competiții și care au un viitor strălucit în natație. Directorul liceului spune cu mândrie că datorită evoluției copiilor s-a reușit ca Deva să ajungă pe harta natației și a caiacului. După 2000, în 2009, de exemplu, că atunci știu că am obținut noi autorizarea și am înființat notul de natația, unde am început să avem și acolo rezultate deosebite în ultimii ani cu câțiva copii. Iau medalii la nivel național. Deci noi spunem mai în glumă și îmi permit, sau mai în serios, și îmi permit să spun acum aici că am pus Deva și pe harta natației. Trebuia să bifăm și acest aspect. În ultimii ani, da, pentru că toată lumea deja a început să se miră cine de unde sunt copiii ăștia. Și de asemenea tot în ultimii ani s-a întâmplat asta, adică acum de acum 2-3-4 ani, pe harta caiacului. Noi ne desfășurăm activitatea la caiac și canoe pe malul râului Mureș, avem o bază la Șoimuș. Pe tot parcursul anului sau sunt doar anumite perioade în care puteți să faceți antrenamentele aici? Cu domnul antrenor, care e un domn extraordinar și cu copiii pe care a reușit să-i aibă alături de dumnealui, a făcut antrenamente și poate și în cele mai nepotrivite momente climaterice. La caiac canoe avem de, cred că e al treilea an, nu mai știu, al patrulea an, care avem sportiv junior la lotul național. Deci promovați la lotul național de, și care se pregătesc. Deci asta înseamnă, de asemenea, am avut sportivă acum 2 ani, dacă nu greșesc, și în continuare să vedem ce face, care ne-a reprezentat la campionat mondial de juniori. Și acolo, sigur, parcă a reușit un loc 8, dar totuși a fost în elita mondială a caiacului la nivelul ei de vârstă.